Deci, atenție, se pare că am deranjat la nivel mondial. Mai mult decât atât, toate acestea au venit pe un anumit fond internațional. La acest moment în Brazilia, de fapt s-a terminat ieri, s-a desfășurat primul congres al medicilor la nivel mondial în Brazilia, care a ținut 3 zile. Singurul român invitat la acest congres sunt eu, Diana Iovanu Vișoșoacă. Am fost invitată, m-am logat, nu s-a putut da interviu cu mine, a căzut toată legătura. Zile în șir nu s-a putut realiza. Sâmbătă seară, poate ați văzut o parte din interviul făcut la Organizația Mondială pentru Viață, care, atenție, este o organizație recunoscută de ONU, da? Al cărei secretar general pe România sunt eu și mai sunt și reprezentant a tuturor parlamentarilor, membrii ai organizației din Europa. Deci nu sunt oricine. Da? Dacă oamenii ăștia umblă după mine după atâta timp, nu umblă degeaba. Și da, dacă oamenii ăștia umblă după mine după de atâta timp și apare Nirel Pea în cadru. Deci spectaculos momentul în care îl pune cu botul pe labe pe acest prezentator aici de față, domnul Răzvan Zamfir, îl pune cu botul se pe mai întâmplă. Care ducea în derizoriu această persoană și această persoană vine și îți dă în cap și îi spune. Mă, unde a fost ea invitată? Îți dă în cap la modul figură, nu la modul. Pentru că am văzut că se dă în cap și la. E doar o chestiune de timp. Hai să revenim. Unde e dânsa invitată, singurul român băgat în seamă la nivel planetar? La Congresul Medicilor, asta la nivel mondial, care a avut loc în Brazilia și a ținut 3 zile. Frumos, în perioada asta anului. Deci, la Congresul Medicilor a fost chemată doamna Șușoacă. Medicilor. Dacă nu mă credeți, mai dăm un coate, dați caseta în coate. Deci a fost... Domnule, caseta martor, Congresul Medicilor. A fost chemată la Congresul Medicilor, la... așa am înțeles, așa am auzit cu toții, da? La nivel mondial a fost un congres Congresul Pacienților la nivel mondial. E sigur Congresul Medicilor la nivel mondial, adică dintre toți medicii care viețuiesc sub acest soare. Și din România... Face-o pe doamna Șoșoacă. Dintre toți medicii, sigur că oamenii poate au perceput-o ca fiind medic vorbind într-una doar despre chestiuni medicale. Și au zis, domnule, trebuie să fie medic. Păi da, dar n-au și ascultat ce spune despre chestiuni medicale. Eu nu cred că a zis Congresul Medicilor. Domnule, dați vă rog frumos de nou. Caseta încă o dată. Înregistrarea și ne oprim după ce ne spune... Uitați-vă cum arată un om pus la punct de doamna Șoșoacă, nu știe pe unde să mai scoată piel... Pus la 3 puncte de suspensie. Haideți să auzim dacă doamna Șoșoacă a susținut că ar fi fost invitată la Congresul Medicilor de pretutindeni. Uitați-le, e terminat. Nu mai știe ce să zic. Poate familia de medicii de pe vremuri, că mai aveau apucături strani. L-a distrus, l-a distrus. Haideți să o ascultăm de nou pe Șoșoacă și comentăm ulterior faptelor. Deci, atenție, se pare că am deranjat la nivel mondial. Mai mult decât atât, toate acestea au venit pe un anumit fond internațional. La acest moment în Brazilia, de fapt s-a terminat ieri, s-a desfășurat primul congres al medicilor la nivel mondial în Brazilia, care a ținut 3 zile. Singurul român invitat la acest congres sunt eu, Diana Iovanu Vișoșoacă. Deci... Deci iată. Gata, domnule, mă predau. Domnule, ce să mai zic? Deci, primul congres al medicilor la nivel mondial, până acum n-au mai fost congres al medicilor la nivel mondial. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. 3 zile a durat. Erau de-astea mici locale, la nivel județean, la nivel de comună, dar la nivel mondial niciodată. Trebuie să se auză congres mondial. Al medicilor. Al medicilor. Și doamna Șoșoacă să fie singurul român invitat. Invitat acolo. S-a dus dracului și oculta mondială. Da, poate deci că... eu nu mai am încredere în oculta mondială. Nu mai există nimic, nicio instituție de-asta că... suprastatală. Atenție. Care să monitorizeze. Spui medici, spui și pacienți. Dar verificați. Poate că poate a fost invitată. Uite, se comentează aici, domnilor, vă rog frumos. În gradenă. Nu mai, poate a fost invitată. În calitate de... Să-și dea medicii cu părerea. În calitate de pacient. Se poate face... Nu, n-aș spune asta. Nu. Calitate de parlamentar. De parlamentar? Suferă de parlamentarism. Ok. Și poate erau acolo medici speciali care au spus, uitați-vă ce am găsit în România. Un fenomen. Venise fiecare cu ce descoperise în țări străine. Deci, doamnă, în legătură cu dumneavoastră, trebuie să lucreze un congres întreg al medicilor care să o roiască non-stop în jurul dumneavoastră, să-și dea cu părerea fiecare, să discute 3 zile la rând. Deci ăsta era rostul deci dumneavoastră. Deci s-au întrunit la nivel planetar din cauza doamnei Șoșoacă, probabil. Nu împreună cu dumneavoastră, ci un din cauza dumneavoastră. Un caz de Șoșoacă descoperită în România. Deci, unde? Chiar în Parlament.
parlament, dacă și se poate parlament. Extinde și șoșocism, ați văzut că îți vine 1, 2, 3, după aia merge. Păi mi s-a părut că și colegul dânsei, Lasca, deși el semne care avea, are niște simptome oarecare, da, de șoșocism. Deci, asta e, mai, adică informația trebuie verificată. Da, de cap, la urmă. Informația trebuie verificată, că aș mai putea face niște glume, dar sunt cu iz medical, după aia te trezești. Nu are niciună, nu trebuie să ne menținem într-o notă plăcută telespectatorilor, doamnei Șoșoacă.